11 echipe de sportivi din localitățile raionului Criuleni au concurat pentru Cupa Președintelui Raionului la volei, organizat cu scopul de a promova sportul și modul sănătos de viață. Anul acesta, Cupa Președintelui Raionului Criuleni i-a revenit echipei de sportivi din satul Cimișeni. Pe locul 2 s-a clasat echipa din satul Oniscani, iar pe locul 3 echipa din satul Măgdăcești. Participanții la competiție au fost menționați de organizatori cu medalii și bani. Deci, de mine, în primul rând, pentru zâcrie, eu cred că e prie forțat. Eu vreau să zic că trebuie să facem mai des, o dată la o dată, două la, să începem deja, mai mult. Depinde voința dumneavoastră, fiecare din voi. Să veniți cu inițiative pe viitor. Nu suntem peste mare, suntem peste deal. Veniți cu prieteni la drumul Buzon, unde mers, chiar sat cu sat, echipă cu echipă. Eu sunt gata de timpul să ajut și din partea cu Scărăjată, la știți sunt. Încă o dată, felicitări și bravo vă, după ați găsit timp, o să dreagă, să luptați și chiar să vă găsiți. A devenit deja o tradiție pentru raionul Criuleni de a organiza anual astfel de competiții.